Proiectul național Șah în școală, care își propune promovarea sportului minții în instituțiile de învățământ, a ajuns și la Drobeta Turnul Severin. 60 de copii veniți din mai multe județe au participat la unul dintre cele mai puternice concursuri de profil care s-au organizat în Mehedinți în ultimii ani. Proiectul urmărește creșterea interesului pentru șah, astfel încât copiii și părinții să conștientizeze importanța acestui sport în dezvoltarea armonioasă a minții celor mici. Se face tragerea automat. După care o să vă așezăm noi la mese, să jucați sistem elvețian, dar atenție, calculatorul vă pune în funcție de numărul de puncte pe care voi îl aveți și în momentul în care începem, nu mai vorbește nimeni. Sunt câteva dintre regulile după care s-a desfășurat concursul într-un sistem de șah rapid care i-a pus la încercare pe competitori. Micii șahiști s-au înfruntat cu pasiune și au spus că își doresc să obțină performanțe în acest sport atât de provocator pentru minte. Șah am învățat de la profesorul meu de șah, m-am dus la șah, am mai avansat, am trecut, m-am schimbat, acum sunt la grupa a doua și îmi place șahul. Sunt pasionat de el, un sport foarte fain, foarte frumos. Competiția este grea, mulți luptători buni. Am învățat șah acum câteva luni, m-a învățat profesorul meu, Dani. Am vorbit cu Dani și am vrut să joc și eu șah, că m-a interesat. Și ce ai făcut astăzi? Ai câștigat? Nu, nicio partidă. Am făcut odată remiză. Dar o să câștigi pe viitor? Da. Competiția este o premieră pentru mehedinți. Organizatorii doresc, prin intermediul ei, să crească popularitatea șahului și numărul cluburilor de specialitate. Un turneu foarte puternic, care este secționat pe două grupe de pregătire, sub 14 ani și sub 8 ani. Un turneu foarte puternic, la care sunt participanții sunt foarte bine pregătiți și, cum vedeți, concursul este în desfășurare. Concursul face parte din proiectul național Șah în școală și este la etapa județeană la Drobeta Turnul Severin. Sunt copiii de la clubul nostru de la educație prin șah, sunt copiii și din alte județe care s-au înscris prin proiectul național Șah în școală. Cred foarte mult în acest proiect și în beneficiile acestuia. Gândiți-vă că noi aducem copilul mai mult la școală, noi aducem mai mult copilul să învețe și mai mult decât atât diminuăm efectele pandemice care și-au pus amprenta asupra noastră. Decât să stea câteva ore în fața calculatorului, copilul vine, socializează, joacă șah, își pune mintea la contribuție. Sunt foarte multe avantaje. Primele trei locuri la categoria Under 8 au fost ocupate de Andrei Iani Stărăbâc, Cristian Treistariu și Zian Tuligă. Iar la categoria Under 14, pe primul loc s-a clasat Ștefan Popescu, urmat de Nicola Dunărințiu și Daria Veselu.